La sfârșitul acestei săptămâni va avea loc o ședință de Consiliu Local, unde edilul orașului Marius Creciu, printr-un proiect de hotărâre, dorește interzicerea trotinetelor electrice în zonele pietonale. Acest proiect de hotărâre conține anumite reglementări referitoare la trotinetele electrice. Încălcarea acestora atrage și sancțiuni, cum ar fi amenzi pentru nerespectarea regulilor privind circulația interzisă a trotinetelor electrice în zonele pietonale. Pentru că am înțeles că sunt reguli noi pentru cei care conduc trotinetele, primăria le impune anumite reguli, de când vor intra în vigoare și despre ce e regulile este vorba? Da, la sfârșitul săptămânii avem ședința de Consiliu Local, unde avem un proiect de hotărâre prin care interzicem circulația trotinetelor electrice în zonele pietonale, atât în zona Crișan, cât și în zona centrală pe cele două străzi care pleacă din fața primăriei și merg în jos către teatru. Este o decizie grea pe care am luat-o, dar era obligatorie, era necesară, pentru că o mare parte din cei care circulă cu trotinetele electrice au ajuns să nu mai respecte niciun fel de regulă, merg cu foarte mare viteză, am avut reclamații că au lovit bătrâni, au lovit copii. În general, aceste străzi sunt pentru pietoni, pentru biciclete, dar ușor pentru copii să se joace, nu pentru a merge cu trotinetele electrice într-o viteză care de multe ori și pe mine mă sperie. Primarul susține faptul că cei ce conduc trotinetele nu țin cont de niciun fel de regulă, punând în pericol atât viața pietonilor, totodată încurcând și traficul. Edilul susține că este cea mai bună decizie aceea de interzicere a trotinetelor electrice în zonele pietonale pentru a evita eventualele evenimente neplăcute. Bineînțeles, mergem până la confiscarea trotinetelor, amenzi, avertizmente, o să mergem o perioadă cu avertizmente, cu discuții cu tinerii, cu cei care le folosesc și de la a doua încălcare a legii, abatere, mergem cu amenzi și chiar cu confiscarea trotinetei. De asemenea, vor fi și sancțiuni pentru cei ce nu respectă legea. Se va începe de la avertizmente, apoi la a doua abatere, amenzi sau chiar confiscarea trotinetelor.